Clipe de groază pentru o femeie de 68 de ani din județul Bihor. Femeia a fost violată și amenințată cu moartea de un bărbat care tocmai ce ieșise din arest. Oamenii legii au reușit să-l rețină pe agresor, care riscă acum ani grei de închisoare. Atenție, urmează informații care vă pot afecta emoțional. Femeia în vârstă de 68 de ani din Salonta, județul Bihor, a trecut prin clipe de groază după ce bărbatul în vârstă de 52 de ani, care tocmai ce ieșise din arest, a intrat prin infracție în locuința acesteia și a constrâns-o să întrețină relații sexuale. Individul fusese arestat tot pentru viol, însă, după ce a reușit să-și convingă victima să-l ierte, polițiștii s-au văzut nevoiți să-l elibereze. Culmea, după eliberarea sa, acesta s-a întors la același obicei, fără să țină cont de consecințe. Agresorul a intrat pe timpul nopții în locuința femeii, acolo unde a sechestrat-o și a agresat-o sexual, ajungând să o și amenințe cu moartea. Abia a doua zi a avut curajul de a-i povesti soțului clipele de groază prin care a trecut. Auzind cele întâmplate, bărbatul a apelat la 112 pentru ajutor de specialitate. În doar câteva minute și-au făcut apariția agenții de poliție și un echipaj medical care au transportat-o pe femeie la spital pentru îngrijiri medicale. În urma celor întâmplate, autoritățile l-au reținut pe individul cu pricina, iar mai apoi judecătorii au hotărât arestarea sa pentru o perioadă de 30 de zile. Deși măsura poate fi contestată, anchetatorii spun că bărbatul riscă ani grei de închisoare, ținând cont și de ultimii 12 ani pe care i-a petrecut în spatele gratiilor pentru aceleași fapte.